România va primi o nouă tranșă de vaccin de 697.320 de doze de la compania Pfizer, a anunțat Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind imunizarea împotriva COVID-19. Vaccinurile vor fi livrate pe calea aeriană și vor ajunge pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara. Transportul către centrele de stocare este asigurat de firma producătoare inclusiv pe cale terestră. Vaccinurile sunt transportate în condiții optime de siguranță, în containere speciale cu gheață carbonică și folie etanșă. Dozele de vaccin vor fi distribuite astfel. Centrul Național de Stocare București, 241.020 doze. Centrul Regional de Depozitare Brașov, 81.900 doze. Centrul Regional de Depozitare Cluj, 81.900 doze. Centrul Regional de Depozitare Constanța, 81.900 doze, Centrul Regional de Depozitare Craiova, 70.200 doze, Centrul Regional de Depozitare Iași, 70.200 doze și Centrul Regional de Depozitare Timișoara, 70.200 doze. Până în acest moment, România a recepționat 6.517.349 doze de vaccin produse de compania Pfizer, iar 5.353.710 au fost deja utilizate pentru imunizarea populației.